Bună ziua, dragii mei! Suntem reprezentanța lui Iisus Hristos. Și astăzi vrem să împărtășim o poveste minunată cu voi. Dar, în primul rând... Știi că Dumnezeu te iubește? Serios? Da, într-adevăr, este Tatăl nostru din cer. Și El ne vorbește prin profeți. Spune în Biblie clar că Dumnezeu a chemat profeți. De exemplu, Adam, Avram, Noe și Moise. Și credem că astăzi, în zilele noastre, Dumnezeu mai cheamă profeți. Și cel mai mare profet și fiul lui Dumnezeu a fost Iisus Hristos. Și El a stabilit biserica lui pe pământ. Și El a binecuvântat oamenii pe pământ. Și El a murit pentru păcatele lumii. Și prin intermediul său putem să fim iertați. Din păcate, după Iisus a murit și apostolii lui au fost uciși, puterea lui Dumnezeu a fost pierdută. Adevărurile originale ale Evangheliei lui Iisus Hristos au fost pierdute. Dar a fost restaurată. Acum pentru povestea noastră despre un băiat s-a numit Joseph Smith. Și acest băiat a vrut să știe care biserică a fost adevărată. Și el a citit în Biblia, Iacov 1:5. După ce el a citit, s-a dus într-o dumbravă și s-a rugat lui Dumnezeu ca să afle care biserică a fost adevărată. Și Iisus Hristos și Dumnezeu au apărut în fața lui. Și prin intermediul lui Joseph Smith, Iisus Hristos a restaurat biserica sa pe pământ din nou și a chemat pe Joseph Smith să fie un profet. Putem să știm că Joseph Smith a fost un profet adevărat prin această carte. Această carte este Cartea lui Mormon și este un alt testament al lui Iisus Hristos și conține Evanghelia lui Iisus Hristos. Și putem ști că această carte este adevărată prin puterea Duhului Sfânt. Dacă citim și ne rugăm cu o inimă sinceră, vom ști și primi un răspuns de la Dumnezeu. Acest videoclip e despre restaurarea Evangheliei și Biserica lui Iisus Hristos. Și dacă aveți orice întrebări, primeți-ne un mesaj și ar fi plăcerea noastră să mai vorbim despre Iisus Hristos. Aveți o zi minunată!